Salutare și bine ați venit la cea mai amuzantă emisiune cu trapper din România. Nu înțeleg încă de ce nu e emisiunea asta pe MTV, dar mă rog, suntem la episodul cu numărul 5 de trapper și încă nu m-a sunat Pop Cola. Asta e, eu încă vă beau, să știți. Așa că încă aștept telefonul vostru. Am tot primit reclamații pe adresa redacției în care îmi ziceți că, bă, prea lungesc episodul cu intro-ul la boring la început. Știm, mădăline, să dăm like și share. Știm că trebuie să lăsăm comentariul de ampulea, cât ne mai zici. Așa că nu o să vă mai zic și episodul ăsta ce trebuie să faceți. Îi dăm direct cu topul, locul 7. Locul 7, nebunii mei, e încă o confirmare că sunt cel mai bun detectiv de trapper și când zic ceva, așa e. Așa că locul 7 de astăzi vă arată că aveam dreptate când vă ziceam că, bă, toți trapperii, dar toți trapperii sunt semnați cu farmacii. Îl mai știți pe Ivan 2C? Hai, mă, băiatul ăla de cânta despre catena. Hey, am farmacia la mine fiecare zi, catena. Îl mai știți pe Ghiță Ciobanu, care a început la Vodafone și acum s-a mutat la Telecom? Exact așa e și Ivan 2C. S-a portat și trepperul de la Catena la Helpnet. Pa! Mare pierdere pentru Catena, bă, băiatule. Prietenia mea cu Catena s-a terminat. Helpnet, acum e prietenul meu cel mai bun. Vedeți, mă, ce face o diferență de 10 bani la preț? Vezi, Ivane, dacă n-ai zis da când te-a întrebat femeia dacă ai car Catena, îți dădea reducere de 10 bani și nu te mai mutai la Helpnet. Am și o rugăminte pentru toți copiii care ascultă. Numai ca mine să nu faceți. De asta zic că Ivan Doce e cel mai șmecher trapper din România. Că el nu vrea să influențeze negativ noua generație. No, no. Știi ce-i zici lui Ivan Doce când îl auzi că tușește? Iar ai schimbat farmacia, nebunule! La universitate mă rin cu două vize, frate, după face un menaj de drag. Cu două p***de? A încercat el să ne păcălească, dar detectivul Cârje e mereu aici pentru voi. Păr lung? Avem. Unghii făcute? Ha, avem. Dar hopa, hopa, ce avem acolo? Mă, ăla-i mărul lui Adam, puțin prea ieșit în afară? Ha! Liar! Da, mie mi s-a făcut sete de moed. Ce poftă de moed, mă, Ivane, că mai devreme poșteați un litru de Timișoreana. E dimineață și mă duc la trepul n-am făcut al meu, yeah. Și mă urăși, și îmi urăși muzica. Ce surpriză, frate, nimeni nu se aștepta. Bă, Ivan, nu fi nebun. Nu fi nebun, mie chiar îmi place, frate, mare fan. Deci dacă viitoarea piesa lui Ivan e cu Pop Cola și Pop Cola-i dă lui bani și nu mă bagă pe mine Pop Cola în seamă, pah. Pe locul 6, topiștii mei, avem o prietenă mai veche a acestei emisiuni, și anume Lil Larry Fakere, nu te mai holba. Ei bine, de această dată, Lil Larry vine cu o piesă nouă, o piesă fresh, în care ne arată că dacă trepării toți semnează cu farmacii, trepărițele semnează cu branduri mult, mult mai mari. Vă dați seama că ea s-a uitat la trepării mai mari și a zis, bă, despre ce cântă ăștia dau succes? Păi uite, unul cântă că vrea să-și ia un Panamera. Aha, tare. Dar nu e public destul, că na, unii sunt fan BMW, alții Audi, alții Ford Fiesta, p***a mea. Hai noi, Team Larry, să mergem pe ceva mult mai larg, pe un public mai amplu, așa, să cuprindem cât mai mult. Mai ales copiii de la țară. Aș vrea copiii de la țară. Ce n-au copiii de la țară? Am caviar pe masă, nu îmi place, eu vreau mec. Nu e felul meu, mama învăța să nu judec. Nu mă opresc, te depășesc, nu mă grăbesc. Chiar dacă face reclamă la Mac, măcar Lil Larry e sinceră. Nu zice că e sănătos produsul? No, no, no. Ba chiar zice că nu se grăbește. Păi n-ai cum, bă, Larry, după atâția big match și după atâta sos, n-ai cum să mai alergi. Da, abia aștept în 2 ani să văd cum crești și cum îți schimb numele în Lil Bara Bancea. Mă, Larry, nu o juca așa pe flex, că tu te-ai plecat după milionul ăla, dar nu poți de la burgeri. Ia a zis să zică repede, că deja a simțit cum apar materialiștii pe Instagram și scriu, vă dați seama, când a căzut milionul ăla pe jos, toți sunt morți după ea. Pe locul 4, oameni buni, avem 3 băieți. 3 băieți care cântă, că așa a târnat că în clip sunt, hă, mai mulți decât vizionări la clip. Oamenii mei care vă uitați săptămânal, v-ați prins că asta se poartă, să ai cât mai mulți oameni a târnat că în clip, ca să pară clipul dur,
și neapărat, dar bă, neapărat tricou Palm Angels. Și dacă nu-i Palm Angels, îl duci tu la croitorie și scrie aici pe gât Palm Angels. Musai Palm Angels. Primul băiat pe care vreau să vi-l prezint vinde ceva. Nu mi-am dat seama încă ce vinde, dar e clar că are un mic business. Ce-o vinde băiatul? Lăsați-mă în pace că nu vreau variante de răspuns. Răspuns final. A. Reprezentantul clasei la Avon. Opa! Răspuns corect. Era clar că doar gagicile de la Avon pun presiune pe tine să cumperi, să cumperi ca să aibă și ele la jumate ceva. Te-ai cam dat de gol trepăre cu faza aia cu la jumate și cu tenul ăla fără niciun coș dat cu creme. Acum să nu credeți că celălalt coleg de trupă nu e și el businessman. E, e. Mai țineți minte pe vremuri când vă jucați căcaturi online în conferințe și ziceați că nu vă merge microfonul? Când de fapt vouă vă era rușine că aveați 11 ani și vocea Andrei Gogan înainte de pubertate. Așa e și băiatul ăsta, pare că a tras taxul piesa la studio. Cumpliteau pe la spate, am frașul dușmanilor plecate, multele deținute și furate, luați-vă arme să n-ajungeți cu oase fracturate. Dar din tot clipul ăsta, cel mai milă mi-e de băieții din spate. Uitați-vă la ăștia doi cât de fericiți sunt. Întreabă cu ei, dar plătesc multe rate și nu mă grăbesc, de-aia scot un hit, frate. Ce ori fi zis săraci? Gata, coaie miu, ne lovește celebritatea acum că apărem la ăștia în clip. Dar credeți că dacă știau ei săraci că o să fac 1000 de vizionări, mai lăsau Fortnite-ul pentru filmarea asta? Ha. Pe locul 3 oameni buni avem pe copiii lui Andra și lui Măruță. Ok, nu-mi dau seama exact din cauza soarelui dacă sunt copii sau ceva neamuri, dar e soto că sunt din familia Măruță. Coronavirus ne strică planurile. Vrea să ne țină în case și să nu ne lase în pace. Știu că mai degrabă arată frații lui Dani B, dar credeți-mă că sunt băieții lui Măruță. Adevărații băieți al lui Măruță, dacă înțelege ce vreau să zic. El vrea să ne îngrășăm și toată hârtia igienică să o consumăm. Că să știe, domnule, că e studiu făcut, că de când cu pandemia asta, toată lumea să cacă mai mult. Oh my god, nu vine să cred că omorâm orice conspirație și aflăm că virusul a fost trimis în lume de către patronul Țeva ca să folosim mai multă hârtie igienică? No. Ok, vă simt că vreți să mă întrebați, dar zine domnul Cârșe, de ce crezi că sunt băieții lui Măruță? Pentru că au furat refrenul din familie. Totul va fi bine când coronavirus va dispărea. Totul va fi bine. Totul va fi bine. Dar vreau să vă îndemn ceva. Nu vă pierdeți speranța că de ne vom îmbolnăvi, toți ne vom însănătoși. Da, e logic, zice bine băiatul. Ce îi diferențiază pe ei de restul trepărilor, mă întrebați? Ei bine, ei nu sunt trepări obișnuiți. Ei nu încheie o piesă cu pau, pau, pau. Nu încheie o piesă cu scâr. Trepări ăștia încheie piesa cu un mesaj. Un mesaj coerent. Bine, aproape coerent. Să vă dea Dumnezeu sănătate la medicilor, medicilor, persoanelor în vârstă. Pe locul 2 oameni dragi ai acestei emisiuni virale avem imnul boschetarilor. Nu este încă oficial, dar vreau eu să-l propun ca fiind oficial de astăzi înainte. Fetelor din lumea întreagă, eu vă dau un singur sfat. Piesa e cântată de Ando Vibe. Ce vă rog eu? Să băgați piesa asta pe un stick, să o țineți mereu la voi, în portofel, și când treceți pe lângă un boschetar, neapărat să aibă boxă, înmânați stick-ul. Bă, piesa asta li se potrivește carton. Doamne, cu aia ce glume. Oricum, Andu Vibe e top pe mișcări. Are așa ceva și din Teo Trandafir și din Nechita în același timp. Îndrăznește când mă vezi, sfatul meu să îl urmezi. Dacă mă vedeți pe strad, dați-mă cu voi în pat. Nu că l-ai luat acasă după atâta zbenguială și transpirație, că ți-e mai mare dragul să-l bagi la tine în pat. Pe lenjeria aia cu floricele, proaspăt schimbată, de miroasa levânțică. Hai mă, fetele, că vă cunosc. Ai și slogan ca boschetar, să faci bani. Dar din dar se face rai, nu dai, nu ai. Eu cred că e clar, e cel mai bun imn făcut vreodată pentru boschetari.
Oameni buni, sunteți pregătiți pentru revoluție? Nu vă aud! Pe locul 1, oameni buni, avem cel mai în măsură om să schimbe România. Cătălin Talent. Salut! Sunt Cătălin Talent și această melodie am să o dedic din tot sufletul pentru ce mi s-a întâmplat în această țară. Românul, doar singur, mă am de zi la realitate și niciodată nu pot să cred în România, pentru că toată lumea își pierde locurile de muncă și o să facă greva foamei pentru că vine și o altă boală, o altă boală pentru că motive. Așa vin boalele, frate, în țara asta, una după alta. Aveți mare grijă că acum vine beatbox-ul ăla blanao făcut de Cătălin Talent. Când vreodată ați mai fi auzit voi un beatbox făcut din tuse dacă nu la emisiunea asta Top 7? Păi ți-e mai mare dragul să te uiți la emisiunea asta, să mor de dacă nu mă uit eu la mine uneori, pun pe repeat clipuri. De unde îmi vin, mă, astea toate? De unde vin? Unde ați mai vedea voi în alt... Arată-mă, dă Andy Moisescu așa ceva la el? Dă Buhnici asta? Pune Buhnici asta la IGDL TV? Păi hai să... Unde contentul ăsta? Unde ați mai văzut content, așa content, că... Dacă vă arăt laptopul meu cu toți, am 160 de episoade scrise cu trepări, că m-am enervat, acum am... Gata, mi-am revenit. Așa ar trebui, oameni buni, să înceapă o reclamă la Catena. Catena, dacă vă uitați, așa începeți, frate, o reclamă, o piesă de la trepări, cu un beatbox de la Cătălin Talent, cu tuse, că atunci îți iei sirop când îl vezi pe ăla cum tușește pe beat. Chiar, frate, ce tot dau eu cu atâta hate? Ia gata cu aia, știți ceva? Ăsta a fost ultimul episod de Top 7. Voi fi un alt om de astăzi. Cred că așa e cel mai bine pentru toată lumea. Nu, Moroșanule? Gluma de săptămâna asta... Mă rog, ultima glumă din viața mea, că tot avem tematică. Știți cum vă dați seama că un boschetar e mega hotărât? Când îi propui ceva, el nu stă pe ganguri. Gata, nebunii mei, ăsta a fost episodul... Ce zic eu, episodul? Ultimul episod... Nu se mai poate așa, dar să mă iau gratuit de oameni, asta să fac? Dar cine este eu până la urmă? Cine? Cu ce drept fac asta? Cu ce drept mă iau eu de oamenii ăștia care muncesc pentru clipurile lor? Cringe? Dar muncesc? Na, fiind ultimul episod, nu pot decât să vă rog să vă abonați, să dați un like, să lăsați un comentariu de ampulea, așa, pentru algoritm. Nu mă mai interesează personal, adică nu mă interesează să crească canalul, oricum nu mai postez pe el. Așa numai să fie comentarii sau, mă rog, treaba voastră. Încetați, vă rog, să tot înscrieți în comentarii, mai postează, Mădălin, mai postează, te rugăm, nu renunța. Nu are rost, serios, am luat o decizie, gata, vă rog! Voiam să vă zic că vă aștept în fiecare săptămână cu marfă nouă, dar mi-am amintit că nu voi mai posta niciodată. Totuși îți las aici un top 7 trepări, ultimul episod, partea 4, înainte de episodul ăsta. Și aici îți las un playlist cu alte topuri, pentru că nu o să-ți fie dor de emisiunea asta. Sau de mine, sau de structura emisiunii. Că e o structură blană totuși, sau de marfă, că e marfă, e calitate, e... Pentru ultima dată, oameni buni, am fost Mădălin Cârje și pentru ultima oară... Vă dau cu binecuvântare. Luați binecuvântare și luați-o că e ultima, oameni buni. Adio. Oare am renunțat prea repede? Dacă asta e menirea mea de fapt.